Eu vorbesc. Alo! Da? Urmează revista presei. Pentru asta, Adelina, am o rugăminte la tine. Hai să ne ajuți, da? Ai acolo un teanc de ziare și tu aproape două. Să ți le aduc? Nu, ține-le acolo, te rog frumos. Le răsfoim împreună, da? Tu cauți o știre care se pare ție interesantă. Tu răsfoiești de acolo și aici se deschid. Aici se deschid, da. E un sistem de telecomandă. Și pagina de aici? Răsfoiește ziarul și ne întrebi pe noi să comentăm câte o știre care ți se pare ție interesantă, da? Noi încercăm să o dibuim. Ai găsit ceva interesant? Începe tu. Hai, sigur, să încep eu. Bine, uite, am găsit aici ceva în ziarul Servus Cluj. Pare jos Cluj. Servus. Zi. Zice că sunt 836 de locuri de muncă vacante în județul Cluj. Pe bune, deci în tot județul sunt 836. Deci cei 12.000 de șomeri, să nu mai zic că n-avem unde lucra. Adelina! Adelina, prin absurd, în cazul în care, Doamne ferește, se desfințează emisiunea asta, ce ai vrea să lucrezi? Uite, îți ofer niște posibilități. Ai variante? Da, niște variante. Ia zi. Există 35 de locuri de șofer de autocamion sau mașină de mare tonaj, 9 șoferi de autoturisme și camionete și 4 șoferi de autoambulanță. În domeniul medical se caută 4 asistenți medical generaliști, 6 asistenți pentru persoane cu handicap grav și 2 medici stomatologi și un asistent medical cu studii superioare. Nici una din variantele de mai sus. De-aia există atâția șomeri, măi. Că nu vor să lucre. Uite, nu vor să lucre. Show-ul ăsta o să țină mult și bine. Gata, ai găsit ceva să ne întreb? Să ne crească părul până la gleznea. David o să poarte extensii. Ionuț nu o să mai sufle în trompetă, o să sufle în i-trompetă. Rotiș de acolo. Rotiș, am uitat să zic la început. Băiatul de la Toba are o problemă. Vrea să vorbească și el în emisiune. Fiind a patra ediție, i-am oferit dreptul la 6 cuvinte pentru astăzi. Să-i auzim cele 6 cuvinte. La mulți ani, surorii mele, Diana! Aviz amatorilor, e cam măritată. Ziceți, nu? Da, hai, Adelina, citim, ai găsit vreo știre? Vrei să comentăm vreo știre? Hai! Ce ți se nu pare mai interesant? Zici tu una. Bine, hai că le zic eu pe toate. Uite ce zice aici. Roxana cea vicioasă bagă carne și fumează. E vorba de Roxana Marcu, care își face poftele în mijlocul străzii. Poftele în mijlocul străzii? Asta e mama natură? Nu, nu. Aia e Roxana Ionescu. Asta e Roxana cu CS. Cu CS, da. Da. Cum scria pe Messenger? Căsoxo, căsoxo. Poftele. Roxana își face poftele în mijlocul străzii. În curând o să-și facă și nevoile. Oricum, la câte grope avem... Mai greu cu apa. Da. Altceva. Atenție, dăm un grop, era unul din titluri. Atenție la neatenție! Atenție. Cum e cu gropile? Ceva cu gropile ai găsit, da? Da. La ce pagină? Zim. Asta am făcut întotdeauna. Zim cu gropile, unde e? Atenție, dăm un avem grop dealuri. În București, nu ne interesează în București. La le propune o soluție, le unește pe toate. Și? Și gata, au o singură groapă mare. Mai ieftin decât să le astup. Melodia aia. Basul și cu groapa mare, basul și cu... Delina, vine sau Marius, da, Marius era... aici, ascult. Altă știre. Udrea mănâncă și tu niște cărniță. Ups! I-am Udrea fiind cine? Analizele prost. Udrea fiind cine? Elena. Elena Udrea. De ce nu spui așa? Să mănânce cărniță. Da. După manifestațiile de acum. Crezi că e mai nevoie? Eu cred că are trei frigidere pline. Problema s-a rezolvat. Udrea... Da. Dar, serios, a fost spusă să doneze sânge Elena Udrea. Mi se pare ciudat că n-a vrut ea să meargă de la început la donat și au împins-o cei din guvern, încă era guvernul Boc. Emil Boc a zis, mergi să donezi, că și eu am donat. Am donat atâta sânge că nu mai pot mișca mâna dreaptă. La Elena nu îi trebuie carne, ea are cocoș acasă. Măsuri de maximă securitate în Palatul lui Salam. Ăsta are salam? Uha! Vezi, de obicei când ai salam, o desfaci pielița de pe la ăsta, ce faci? Desfaci bodyguards-ii. Bodyguards-ii. Rău ajuns nația asta, dar mare foamete dacă ajungi să pui bodyguards la salam. Unde am ajuns?
Să pui gând de corp la ciorba de... Nu, uite, că mai aveam eu una interesantă. Capitanul de pe Concordia a fost prins cu cocaină în păr. Mi-am pus cocaină. Mi-am pus cocaină în păr. Dar știi care, de ce și-a pus ăsta? Vrea să fie grizonat. Că fetele din Moldova apreciază grizonații. Apreciază grizonații. Hai, lasă grizonații! Grizonați sunt și machidonii, înțelegi? Ce o să vină? Să vină vorba meu? Să vină Teas Ponte, înțelegi? Să dea cu nara pe capul meu? Hai, lasă! Să fie cocaina pe capul tău! Să fie cocaina! Da! Hai ajunge. Să dăm cu trupa să cânte ceva, trupa, cam sers ziarele de astăzi. Da. Trupa să cânte una. Ceva. Mai era una? Hai zi, da. hai. Un vâz despre petrol. Așa, ce? Irinel Columbeanu insuflă Irinei pasiunile bunicului la numai 5 ani. Wow, aia înseamnă pasiunea. Una ar fi pasiunea pentru proteze, cred că. Bă, te apropii și tu, să știi. Pentru pastilele de prostată și pentru jocul de șah în parcul pensionarii. În serios? Eu nu știu. Nu-i bine, fiți atenți. Deci din știrile astea învățăm mult. Zicem noi că sunt tabloide, dar să faci de la 5 ani să-ți înveți așa nepoțica, pentru că petrolul se scoate prin țevi mari. Nu-i bine. Nu. Eu zic să ne cânte ceva trupa. Serios. Cântă trupa. I take tea, my tea. I love my toes on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Break it down. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If man is a man, can man, as someone said, then he's a hero. Takes a man to suffer ignorance and smile. Just be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the leads to know to you could end up as the only one. Gentleness, sobriety, a rarity society. And not a candle's brighter than the sun. More than a combo key to make a man. It's more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them if you can. A gentleman will walk but never run. A man is a man, good man, as someone said. Then he's a hero of the day.
ignorance and smile. Just be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a gypsy in color schwarz. I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Oh, oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Atenție, piesa precedentă nu este dedicată lui Emil Boc. Da. Rubrica Tonic Pet, care urmează, este un concurs cu premii dedicat atât animalelor de companie, cât și stăpânilor acestora. Scopul acestei rubrici este de a prezenta, într-o notă amuzantă, o întrecere care nu se aseamănă cu concursurile de dresaj, ci se învârte în jurul conceptului tonic. Relativitatea din jurul acestui termen și al deviziei rubricii Căutăm cel mai tonic pet, cum ați văzut și pe Facebook în ultimele 3 luni de zile, oferă posibilitate de participare tuturor! Tuturor animalelor de companie, a păsărilor, a reptilelor, mai puțin a socrilor. De acum înainte, ziua de luni la tonic va însemna un tonic pet. Mai precis, va însemna o întrecere haioasă pentru 1.130 de euro! Chiar și dacă ești animal, merită să fii tonic, pentru că luni de luni vom aduce pe ecrane 3 peturi. Nu flacoane de plastic, ci animale de companie pe care eu voi încerca să le intervievez. Va fi greu, dar vom vedea, ne descurcăm. Ulterior vom încărca, virgulă, cadrele surprinse în emisiune și le vom supune votului pe site www.tonicapashow.ro. Pe scurt, pe prea scurt, Tonic Pet! Este un... am emoții acum, pentru că mă voi deplasa în dreapta mea. Voi ați văzut-o deja pe Facebook, în poze, în mici filmulețe. Alături de Adelina, o altă asistentă super drăguță, super caldă, super primitoare. Rog să fie trupa foarte amabilă cu ea, să nu o streseze. O păpușică de păsărică, acrobată, uitați-vă. Aceasta, bine, Nadia Comăneș de Morlaca. Bine că nu e o păsărică de păpușică. Da. Efi, aplauze încet, dar încet, așa, încet. Efi, te iubim, fără tine nu trăim. Ea va fi în fiecare lună alături de noi. Uitați-vă, când o filmează un băiat, repede își scoate ciocuțul. Pentru ce? Fii atent, așa face ea tot timpul când se simte. Dă-i, Marius, dă-i, hai, fii un bunic bun. Efi! 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 Tu găi, mine... trece aici. Noi suntem supărați că i-am ascuns cariocile, nu și-a scris monologul pe astăzi. Delicatese, mama, uite, dragă. L-am luat, hai că l-am luat. De la iute, cum îți place ție. E bun, hai, e turcesc. E turcesc. Merge burta bine, hai, dragă. Am eu o alună, fii atent. Două, stau. Chiar. Nu-ți plac blonzii cheie, așa, nu? No. Cu C. Efi, stai să mănânc o alună. Nu, mănânc eu o alună, să-mi fac curaj. Efi. Dă-te două. Nu-i place. Efi. O, aine kleine alună. Iar m-am mușcat de deget, nu vă speriați. Efi, știu că e greu să fie asta, vorba lui Carmen Șerban, ăsta e prețul succesului. Ai o alună de la Nicușor, ai o alună de la... Nu, că am mâncat, a dormit de amiază zi, e agitată. De seară vrea să o scot în midi. Nu vrei? Uite, eu o să-ți o las aici, într-un compartiment. Vă rog să observați că are pe grupe de calorii, semințe pentru... Semințe pentru coadă, ardei pentru cioc, măr cu apă și sperăm să iasă țuică. Și eu îi las
Ei, lasă aici Luna, păi o să mai vedem noi ce să facem. Aplauze surde pentru Efi. Încă nu s-au obișnuit cu platourile. Sperăm să fie cât mai cooperantă și să-i placă la noi, uite, în ton cu decorul. Pentru că din decembrie încoace am derulat două etape ale concursului Tonic Pet pe Facebook. Este momentul să cunoaștem câștigătorul ediției care s-a încheiat vineri. Vineri s-a încheiat perioada de vot pentru cea de-a doua etapă a concursului. Cea mai bună modalitate de a premia câștigătorii este chiar aici, în platoul Tonic Show. Concurenții au avut posibilitatea de a se înscrie în concurs cu poze, cât și cu filmulețe reprezentând animalele lor de companie în cele mai haioase ipostaze. Votul a fost deschis tuturor utilizatorilor de Facebook, iar din cei peste 3000 de fani ai noștri, peste 700 au votat filmul câștigător. Doamnelor și domnilor, filmul cu câștigătorul! Să și fericită. Vă imaginați cât de greu este să trimiți la culcare această explozie de energie și poftă de viață? Soluția este simplă. 120 de ture de apartament înainte de culcare. Filmul întreg durează 90 de minute. Vă prezentăm aici un foarte scurt fragment. Aplauze! Aplauze pentru câștigătorul și stăpânul lui Joy, care era protagonistul filmulețului, Monica Aldea. Quiero bailar la salsa. Come on, quiero bailar. Cuba. Quiero bailar la salsa. Rapează. Nu-l chinui, nu-l chinui. Veni. Tu ești mai urât decât câinele, taci. Ăla, eu am. Ține-o, iubete, pe mami. Primul câștigător live în platou, vă dați seama, Joy. Bine că nu era concurs de vaci. Ce vârstă are Joy, Moni? 3 luni și 3 luni? Eu la 3 luni eram jumate din el. Și nu era așa negru. Nu, dar tot așa. Moni, de unde ai auzit de concursul nostru, Tonic Pet? De pe Facebook. De pe? Facebook. Hai să trăiască Facebook-ul, să trăiască Facebook-ul, s-o premiat câinile și-o adus bombonele. Am, 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 am. Ce muzică ascultă Joy ca să se relaxeze? Orice în afară de manele. Mușcă? Da. Fii atent, hai tu ăsta cu nasul mare, că îți faci operația. De ce l-ai înscris pe Facebook? Consider că Joy este un animal tonic? Da. Ne-am înscris cu mămica lui, împreună cu cei 5 frățiori. Și mămica are cont de Facebook. Suntem mai mulți. Da, are cont de Facebook, Sasha. Sasha! Hai să-l vedem, să facă niște tume. Mi-am dat seama că e tonic. Cred că avem și o premieră în platou. Avem o premieră în platou. Este Briefcore, nu facem reclamă. Are emoții și el. Dar e tonic, uitați, un animal tonic, are tranzit, îi merge, e foarte ok. Și mămica tot brunețică. Nu. Cum este? Golden. Șaten. Nu. Aurie. Aurie? A călcat pe alături și a ieșit negru, a? Foarte frumos. Și tăticul ciocolatiu. Tăticul deci ciocolatiu. E mai cabralian, așa. Foarte frumos. Și pe acolo ce scrie? Joy scrie la... Joy. Și are și număr de telefon. Are, da. Cu 07? 07. 07. Foarte tare. Foarte tare. Noi vrem să-l premiem pe acest exemplar, acest exponat. Ci că câinele la câine trage. Aplauze! Joy, fii atent. Dă-te, să treci, să aduc premiu. Cum a văzut banii? Cum s-a apropiat de Marius? Joy. Ați câștigat 100 de euro rambă! Ce frumos e. Eu l-aș lua acasă, să știi. Cu cartonul ăsta puteți merge și vedeți cine vă 200 de euro. Da. Felicitări, vă mulțumim că ați ales să intrați și duceți vestea
cât mai departe în numele Domnului. Răspândiți vestea Tonic Pet, face la mine pe pantof. Continuăm în câteva minute. Bravo, secunde. Are Adelina. Hai să vedem. Nu ești, hai că te tentezi, fii atent ce-ți arată tot, ia acum, fii atent. Comunicare, tabletă, smartphone, gici, nu-ți arată, nu disperăm, suntem aici, masculinitate, stai neștit. Pânze din lată! Nu iese! Nu te agita! Iese! Tonic Show! De luni până vineri, de la 17.30 la 19.30. Marius vrea poză de Facebook. Cred că e în greva foamei. Da. Dacă o convingi tu, am pus un pariu. Dacă o convingi tu... Dacă nu mănânc Adelina și tu rezolvi. Te duc la shopping. Următorul nostru invitat în această minunată seară de luni a participat la concursul Studenții au talent din Cluj-Napoca. El a câștigat un premiu de popularitate constând într-o vacanță la mare, împreună cu simpatica lui cățelușă, Bailey. Nu-i băutură, e cățelușă. Au dansat împreună pe scenă, au distrat publicul. Iar într-unul dintre momentele reprezentației, cățelușa s-a bucurat de un adevărat festin. Ea a fost recompensată de stăpâna sa cu mai mulți cremvuși. Doamne, de ce nu scâinele eu al stăpânei? Să o aplaudăm cu aplauze pe Iulia Laz. De Iulia și cățelușa dansatoare Bailey. Îmi acorzi un dans? Bailey? Se pare că Bailey? Nu vrea Bailey. Ciao, bine ai venit. Scria Lazai, am zis să nu te botez și așa am de dat destui miei. Lazar, felicitări. Ai un câine reușit să-ți trăiască. Foarte frumos. Acum, are pui, dacă vrei. Are pui? Cam cât e un puiuț? Ne înțelegem? Da. Dați și mâncarea pe două luni? Poate, depinde de preț. Primul pui, primul dans. Adică să știe și mămica. Sigur. Mămica e în formă, poate dansa, știe dansa? Nu prea vrea. De ce nu prea vrea? E puțin tonică. De ce a lăsat celălalt? De ce a lăsat? O deranjează? Dacă venim mai aici. Nu știu ce să zic. Poate puțin. Desfă sticla aia de vin să le combinăm, poate. E mai mult interesată decât o deranjează. De cât timp dansează Bailey? De mult? Cum ai descoperit? Da. Tu ai neapărat dansează. Bine, nici eu nu dansez. Am insistat eu, da, și până la urmă acceptat. E un dans dresaj sau un dresaj dans? Da, eu să aici. Dresaj dans. Mai mult dresaj și mai puțin dans. Da, ca la bărbați, da. Ea, de fapt, e pasionată de mâncare. Și de asta. Ca și Antonica. Cum o cheamă Antonica? Bailey Antonica. Nu, să nu fim răi. Deci e cea mai populară printre studenți, da? Așa se pare, mai popular. Am spus că e mai populară decât muzica populară. Așa e și... Hai să stăm jos până se mai lămurește ea cu ce e aici în platou, pentru că e platou nou, mirosurile sunt ciudate. Da. Iulia, se pare. Tu ești
ești o... de dedesubt? Nu, n-avem. Antonia și-o lăsa jumate de șaorma, dacă cred eu. Ce vreau să zic eu, măi draga mea, domnișoară Lazar, am auzit că ești din Alba Iulia, eu sunt din Sohodol, da. Suntem conjudețeni. Și... Super, înseamnă că ne înțelegem. Da, nu vezi că deja ne înțelegem? Imediat vorbim în dialectul nostru, nu mai înțelege nimeni. Am înțeles că ești cea mai cinstită fată din Alba Iulia, că nu ți-ai luat permis de conducere, drept? De ce să chinui lumea? Nu, uită-te la mine. Dacă tu spui asta, da. Care ești din Alba? Da. Da, trebuie să negi. Nu neg, să știi că nu neg. Ce? Sunt un șofer prost de Alba. Da? Da. Eu nu sunt încă. Nu ești încă. Vom vedea. Dar are cine cu Bailey la volan. Ce tare ar fi Bailey la volan cu ochelarii lui Origen. Și număr de Alba. Și număr de Alba. Zine, cum o dresez pe Bailey? Cum ai dresat-o? Cum ai învățat-o? Care sunt primii pași în... Am început de mică. Primii pași sunt cei pe care îi cunoaște toată lumea. Șez culcat. Șez culcat. Hai aici. Și încet, încet, dă lăpuța. Deci exact ca într-o relație cu... Exact. Eu așa am pățit și cu fosta mea prietenă. Cu astea s-a început. Aia cu dă lăbuța, eram sigur. Singur. Și... Și după ce le-a deprins pe astea de bază, ce a făcut? Ce ai făcut? După ce am făcut o pauză. O pauză. Și când am aflat că trebuie să participăm la diverse concursuri, am reînceput și am zis intensiv. Să băgăm și puțină muzică. Da? Cu ce piesă ați început prima dată? Pe ce primele acorduri? Nici nu mai știu. Nici nu mai știu de Victor Surdu. Cred că era Lord of the Dance. Ceva de genul. M-am gândit eu că poate inspiră. O motivează. Am făcut pe mai multe piese. Uh-huh. Din câte am înțeles, vă vom arăta și cum, nu? Eu aș vrea să ne arătați, dacă dorește domnișoara, dacă avem cele necesare pregătite. Ești sigură că vrea să danseze? Dacă nu vrea, se va opune. Asta mi-a plăcut, asta, se va opune. Dacă nu vrea, se va opune. Tu ești într-un fel expert în psihologia câinelui sau cum? Uneori e mai expertă ea în psihologia omului. Și atunci, să zicem că cedez eu. Cedez tu. Eu am tot timpul o scuză, pentru că fiind cu câinele pot da vina pe ea. E imprevizibilă, nu pot să zic că va fi perfect. Dar e ok. Ai inovat sau vrei să patentezi și aici în Ardeal, în Transilvania, în Cluj, conceptul de dog dancing? Dog dancing, exact. Dog dancing. Câteva cuvinte despre dog dancing. E, nici nu știu cum să îl definesc. Probabil e un sport. E o chestie interesantă care poate fi făcută de un om și câinele lui, petului. Oricine poate face, e distractiv. Interesant, motivează și câinele, dezvoltă relația dintre câine și om și, nu știu, cred că e și plăcut, printre altele. În străinătate se fac concursuri, oamenii participă entuziasmați, e interesant și pentru public, e o combinație de muzică și diverse trucuri. Și care rase dintre câini se adaptează mai bine la dog dancing? Sau care se mai... Este o rasă care se folosește de obicei, border collie. Nu prea avem în Cluj decât puține exemplare. Să aducem border collie în Cluj, să ridicăm gradul de dog dancing al Clujului, cincinalul în patru dogi jumate! Răzvan, ți-am dat 6 cuvinte astăzi. Peste o săptămână o să ai minus 6 cuvinte, da? O să-ți dai cu bețele de cap, mulțumesc. Și locurile pentru dog dancing, unde sunt? Ai nevoie de spații, ai nevoie de... Da, spații, practic eu am făcut acasă. Se pot improviza. Mare, eu stau într-o garsonieră. Okay. N-am unde să dorm, ce să mai danseze și câinele după mine. Pe loc, piruete. Da. Se pot face și spații. Vecinii ce au zis prima dată când ai dansat cu câinele acasă? Ce au zis vecinii? Am stat la casă mereu. Acasă. Dar nu dansează încălțați, nu?
Nu trope, păpuci cu tot, chestii de astea. Îi spun să se descalțe. Nu strică mocheta. A, scuiam o vecină care nu-și de jos papucii. E de la bărbatul să papuce. Sunt și alte sporturi. Este agility care chiar are nevoie de spații. Cum? Agility. Agility? E un alt sport. Cum? Tot pentru patru tot pentru câini. De cum fapt, îi zice? Agility. Nu e mașină, Adelina, nu e mașină. E un sport format din mai multe ramuri, etape, de grupe. Tot ce zici tu și obstacole. Și deci trebuie să... Da, trebuie să sară, să intre prin tunele, să tot felul, trambuline. Da. Dar aici nu e în aici nu. Ce zici, chestii de asta am făcut și eu la cât, cât ne-ar costa asta, Marius? De asta nu vreau să vorbesc prea multe. Ok, să nu-i tot felul de oameni au idei ca și tine. Da. Și nu e bine. Nu. Și, trebuie și, să păstrezi ideile. Și mie îmi place, da. Spune-mi ceva despre tine atunci. Da. M-am născut în Bailey Dorm. Bailey. Așa pățesc, doamnelor și domnilor, e de gen feminin, e fi de gen feminin, așa pățesc și acasă când îmi scot domnișoară. Povestim ce povestim și după aia adorme. Și mă întreabă dimineața, zice, aseară după ce am adormit, tu ai mai stat? O vedem, o vedem, dog dansând pe ceva piesă. Sper. Încercăm la ora asta să ne închipuim că suntem la tine acasă, care ai trăit toată ziua. Da, nu știu cu muzica cum vom face. Cu muzica cum vom face. E puțin cam puternică. Din câte am observat, nu știu dacă nu deranjează. Păi cântă Nicu, ce un, un compromis. Cântă numai băieții, fără ăla urât din spate și cu dinții rari. Dacă se poate. Da. Ce melodie am comandat pentru Bailey? În surdină. Ia să rând eu și cu Ovidiu? Nu, prea tare. Nu. Clapa. Let's twist again. Da. Bă, ce ți-a... Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna do my song. You won't say that. We gotta do the twist and it goes like this. Come on, twist again. Like we did last summer. Come on, twist again. Like we did last year. Come on, baby. Do you remember when things were really coming? Twist again, twist and time is here. Ooh. And round and round, up and down we go again. Oh Bailey, let me know you love me so. Come on, twist again, like we did last summer. Come on, twist again, twist and time is here. Twist, yoo-hoo. Who's flying out there? Is it a bird? Oh. Is it a plane? Oh. Is it the twister? Yeah. Come on, twist again, like we did last summer. Come on, twist again. Time is here, and do you remember when things were really humming? Come on, twist again, twist and time is here. Ooh. And round and round, up and down, we go again. Oh, Bailey, let me know you love me so. Like we did last summer. Come on, twist again. Twist and time is here. Ooh. And round and round, up and down, we go again. Oh baby, let me know you love me so. Come on, twist again. Twist and time is here. Come on, twist again. It's the time is here. Serios, draga mea, nu știu cum să fac. Aș vrea să o împrumut pe Bailey sau contra, să mă învețe dansul mirilor. Deci, așa de frumos dansează și chiar
Dar tot timpul trebuie să-i dai o mică recompensă? O... Da. Ce a fost, de exemplu? Că miroase bine. Poți să faci ce vrei cu ea. Wow, cârnaț. Miros și eu a cârnaț. Foarte frumos a dansat. Și nu se obosește așa, aproape. A, mai acum televiziunea, ce? Parcă și eu vorbesc bine. Aproape, dar e ok. Nu? V-a plăcut? Da, a? Altceva? Bailey are talent. Bailey are talent. Foarte frumos. Ea simte faptul ăsta că e în atenție, în centru atenției? Cum nu cred că îi place. Îi place? Nu cred. Nu? Cred că obosește. Cum a venit așa? Iară la TV. Ceva de gen. Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Pe cuvânt. Răzvan, am văzut că ai scăpat o lacrimă în picioare, băiatul. Și-a pierdut. Ce câine aveai tu? Labrador. Un labrador. Și-a pierdut. Labrador acasă. Dacă găsiți un labrador de culoare aurie, care răspunde la numele Astro. Vă rog să ne căutați pe adresa de Facebook. Mulțumim foarte frumos pentru că ați fost. Mulțumesc și eu. Un moment după care ce mai poți să zici? Publicitate. You dance to the music like nobody does. The first time I saw you, I knew it was love. Break it down. Cuba, quiero bailar la salsa.